În următoarele 24 de ore se așteaptă cer variabil în toată țara. La Briceni și Soroca vor fi 23 de grade, la Bălți 24, iar la Orhei cu unul mai mult. 26 de grade vor fi la Tiraspol, iar la Leova se așteaptă 27 de grade. La Comrat și Cahul maximele vor ajunge până la 28 de grade Celsius. În capitală se vor înregistra 26 de grade, iar noaptea maximele vor fi de până la 15 grade Celsius. În următoarea perioadă se așteaptă până la 32 de grade pe timp de zi, iar noaptea vor fi între 14 și 19 grade Celsius. În următoarele 24 de ore, în cea mai mare parte a Europei, cerul va fi variabil. La Madrid se așteaptă cer senin și 35 de grade, la Roma 33 de grade. La Berlin sunt promise 21 de grade, iar la Londra vor fi 22 de grade. La Paris cerul va fi variabil și 25 de grade Celsius. La Praga vor fi 24 de grade, iar la Varșovia sunt prognozate 23 de grade. La Viena va fi cu 2 grade mai mult. La Budapesta sunt anunțate 26 de grade, iar la Belgrad vor fi 27. Tot 27 de grade vor fi și la București, iar la Atena cerul va fi variabil și sunt anunțate 33 de grade. În capitala Ucrainei sunt prognozate 24 de grade, la Moscova vor fi 26 de grade, iar la Ankara maximele vor ajunge la 31 de grade Celsius.